vremea se va menține neobișnuit de caldă pentru luna octombrie, meteorologii anunțând abia pentru sfârșitul săptămânii o coborâre a temperaturilor. Vântul va sufla mai puternic în următoarele zile, iar pe alocuri își vor face apariția ceața, burnița și câteva ploi slabe. Miercuri vremea nu ne rezervă surprize și rămâne caldă pentru această dată. Meteorologii prognozează maxime de 22-23 de grade, cu aproximativ 5 grade peste media climatologică. Deși sunt șanse destul de mari ca ziua să înceapă cu ceață, după disiparea ei vom avea parte tot de vreme frumoasă cu cerul variabil. Miercuri în Bolintin, Ghimpați, Hotarele și Comana se vor înregistra 22 de grade, în Mihăile și Izvoarele 21, iar la Giurgiu va fi mai cald, termometrele indicând o temperatură de 23 de grade. Vântul va sufla cu o viteză de 16 km pe oră din direcția est-sud. Presiunea atmosferică va fi de 766 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 25-35 de centimetri, cota probabilă 51 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 73%.